Centru. Un subiect foarte serios, care probabil va fi dat așa mai puțin, pentru că este exact despre ce trebuie. Este despre companii superputernice, superbogate, care fac măgării. Felicitări Consiliului Concurenței, o spun fără ironie. Deci Consiliul Concurenței a sancționat compania farmaceutică La Roche, România SRL, Roche România SRL, așa se numește aici, o sucursală a unei multinaționale enorme cu sediu principal a Basel, în Elveția. Deci au dat o amendă acestei companii farmaceutice de 12,8 milioane de euro. Sigur că pentru o companie de dimensiune asta e o glumă, dar pentru compania din România nu e o glumă. E o sumă în sfârșit ceva mai serioasă. Pentru ce? Pentru ceva extrem de grav. Din nou ne jucăm cu piața cancerului și cu piața morții în România. Pentru că de câte ori auzi, nu găsim medicamentul ăla pentru cancer, e disperare, e nu știu ce, la noi în România reflexul este, deci politicienii sunt de vină. Mă, unde e vină, e vină. Au și ei o vină, o putem identifica, dar de cele mai multe ori politicienii nici nu mai există în această goană pentru supraviețuirea noastră. Aici ce au făcut ăștia de la Roche? Practic au ocupat piața și și-au impus un medicament foarte scump, în felul ăsta, împiedicând alte medicamente ceva mai ieftine și alternative cu substanțele alea care le trebuiau celor cu cancer, împiedicându-le să intre pe piață, zic cei de la Consiliul Concurenței. Iată. Tarceva este un medicament care conține substanța activă erlotinib și este utilizat în tratamentul cancerului pulmonar, respectiv cancerul pancreatic. Din strategia Roche, au făcut parte direcționarea pacienților către propriul produs mai scump, Tarceva, prin cardul de pacient Roche și call center-ul Roche și acoperirea diferenței de preț ce ar fi trebuit să fie plătită de către pacienți la achiziția Tarceva, pentru ca aceștia să nu cumpere un alt medicament similar cu bugetul alocat de contării Tarceva. Statul ar fi putut deconta mai multe medicamente similare pentru pacienți. Am citat din comunicatul oficial al Consiliului Concurenței, pe care îl mai felicit odată, ar trebui să mai angajeze încă pe atât personal cât au, pentru că piața e plină de astfel de abuzuri. Asta e tătică, corupție, abuz, injustiție socială, economică, astea nu glumițe. Nu am găsit și glumițele, sigur, trebuie să ajungă și ele în justiție, dar să facem și noi o scară a importanței lor. Eu cred că bani făcuți din oameni disperați, acești bani făcuți din oameni disperați sunt cel mai important subiect din România, de azi. Eu cred că ar fi trebuit să deschidă toată presa cu el. Am deschis eu. Apoi, un proiect foarte interesant am văzut de la domnul Costache, care mi-e din ce în ce mai simpatic, în ghilimele. Domnul Costache, ministru sănătății, venit din mediul privat, înțeleg că e un chirurg foarte bun, însă, venit din mediul privat și chirurg foarte bun, pare să tot dea o ordonanță de urgență așa, care să îi facă mai bun mediul din care a venit pentru când s-o întoarce. Da? Adică, sunt orientați noi bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin această propunere de ordonanță. Atenție, n-a fost încă dată. Deocamdată se sondează piața. A fost aruncată propunerea pe piață, să vedem cine urlă. Păi urlă Rogozanu și să mai vedem cât mai ne mai strângem. Din nou ar trebui să urle toată lumea sau să nu urle. Am văzut oameni foarte mulțumiți, care ce zic? Lasă, cum sună ordonanța? Păi să nu... Zice așa. Propunerea. Ministerul Sănătății va acoperi integral costurile spitalelor private din România pentru asistența medicală acordată pacienților ajunși în stare critică la unitățile respective și pe care acestea sunt obligate prin lege să îi îngrijească. Asta se prevede în actul normativ, în propunerea asta. Acum am văzut chestiunea asta în tratamentul cancerului, da? Unde la fel, statul decontează. Statul nu avea destule aparate, e bine că că bolnavii de cancer au avut și această alternativă, să ducă să facă RMN, chimioterapie și la spitale private. Nu e nimeni să zică că nu e bine. Sigur că e bine, mai ales când erau atât de mari lipsuri și sunt și așa. Însă, care a fost efectul? Și știm cu toții. Au apărut și niște anchetuțe și ele s-au stins. Că nu te poți duce oricum gigel fără un ban în buzunar, chiar dacă statul decontează tot. Deci dacă ai doar cancer și n-ai și bani,
atunci s-a terminat, frățicule. Rămâi la stat. Pentru că la privat apar tot felul de praguri. Analizăm dosarul, frecăm dosarul. 1000 de euro, mai dă 500, mai nu știu ce. Deci au ei grijă să-și umple de costuri ceva ce e oricum de contat de la stat. Sunt sigur că asta se va întâmpla și aici. Și asta, după mine, e încă o metodă de a segrega pacienții între pacienți cu posibilități, adică vreo 10%, 20% din populația României maxim, și restul. Sigur că această metodă de segregare le va aduce bani, va mări o piață a sănătății private, dar o va slăbi mai mult pe cea publică. De aceea trebuie purtat o dezbatere și nu trebuie sărit direct cu picioarele pe mâini și spus ura, încă o posibilitate pentru noi pacienții. Nu e așa simplu. Lucrurile astea trebuie dezbătute nu cu propuneri furișate de ordonanță de urgență, trebuie dezbătute foarte clar. Și partidele ar trebui să-și asume că și PSD-ul a făcut niște mișmașuri din asta. Ori veniți clar și spuneți, bă, nu vrem sănătate privată să fie privilegiată. O vrem să fie și ea aici, pe lângă noi, dar nu o privilegie pe aia. Adică nu ne vedem peste 20 de ani, mergând toți cu bănuțul, fă și mie o apendicită, dăm și mie o injecție. Dacă vrem așa să spunem. Ca să știm și noi ce votăm înainte să votăm.